Le vezi doar prin microscop și sunt foarte drăguțe. Simpatice, minuscule, așa sunt fixis, da. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. GPS-ul. Și 3, 4. Stop! Cine urmează? Eu urmez. 5. 1, 2, 3. 3. Și? Așteaptă, trebuie să aleg un traseu. Să o iau pe aici sau pe acolo? Alegi odată. Nolic, ce faci acolo, prietene? Nu fac nimic, pur și simplu aștept. Bun, și nu te mișca. Ei bine, Fire? Ce-a fost asta? Alarma fixichii tabletei. Oh, lecție pe cale să înceapă. Repede! Cum rămâne cu jocul? Mai târziu! Odată ce copiii fixichii încep primul an de școală, toată lumea primește propria tabletă fixichii. Este un mic computer care poate face orice. Bine, aproape orice. E fantastic să studiezi cu o fixichi tabletă. Poți citi o carte cu ea și poți scrie pe ea ca într-un caiet. Poți utiliza o fixichi tabletă pentru a asculta muzică, pentru a vedea filme, pentru a te ghida, pentru a vorbi, trimite mesaje sau scrisori prietenilor. Dacă vrei, poți folosi o fixichi tabletă pentru a accesa internetul oamenilor sau poți folosi internetul secret fixichii, unde poți găsi știri din lumea fixichii. Fixichii tabletele au și jocuri pe ele. Desigur, aceste jocuri pot fi foarte distractive, dar n-ar trebui să te joci decât după ce-ți termini temele. Mai repede, altfel întârziem! Știu eu o scurtătură, pe aici! Acum pe unde luăm? Trebuie să-mi amintesc traseul. Cred că e pe aici sau poate pe acolo. Ei bine, care este? Aici sau acolo? Nu am idee. Aha. Deci care e planul? Ne întoarcem și începem din nou. Am zburat de acolo, nu? Nu, cred că de acolo. Nu de acolo am zburat, de acolo. Cred că ne-am pierdut. Nolic, nu te panica. Am făcut doar nu mă panichez încă. E vina ta, Fire. Știu o scurtătură, haideți pe aici. Cum o să ieșim de aici? De unde să știu eu? Tot ce știu e că am întârziat la oră din cauza lui Fire. Nu a fost din adins, jur. Acum bunicul ne va pedepsi. Ce se întâmplă? Cred că am găsit o cale de ieșire. Pe unde? Chiar aici. Am uitat că fixichii tableta mea are un navigator GPS. Tare! Ce e un navigator? Un navigator GPS este o hartă electronică interactivă care te poate ajuta să te ghidezi. Navigatorul îți poate spune unde te afli folosind semnalele trimise de sateliți. Tot ce trebuie să faci e să introduci adresa locului în care vrei să ajungi și GPS-ul va găsi un traseu să poți ajunge acolo. Apoi te ghidează în timp ce mergi și spune unde și când trebuie să virezi pentru a putea ajunge cu ușurință la destinație. Să vedem! Acum ne aflăm aici. Și unde trebuie să mergem? Știți unde? La școală! Dar unde e asta? Glumești? În laboratorul profesorului Eugenius. Puteți să tăceți! Unde vrei să mergi? Laboratorul profesorului Eugenius. Te rog, așteaptă cât configurez ruta. Ah, a reușit! Navigatorul spune să o luăm pe acolo. Hei, ce tot faceți acolo? Haideți! Și dacă se întâmplă să deviezi de la traseu, navigatorul îți va da o cale diferită de a...
Ei bine, în sfârșit ați ajuns. Din păcate, ați ratat o lecție importantă. Ne-am pierdut. Ne pare rău. Așa, ca să știți, am învățat despre navigatoare. Știi ceva? Noi am folosit navigatorul să ajungem la oră. Da, ne-a arătat drumul cel bun. Ei bine, de data asta ați avut noroc, pentru că nu primiți nota 4. Dar de acum încolo, copiii, trebuie să ajungeți la timp. Promit, bunicule, pentru că acum știm cum putem afla scurtăturile. Bună, eu sunt Olic. La fel ca tine, sunt încă mic și în fiecare zi învăț lucruri noi. Deseori ajung în tot felul de situații trăznite. Urmărește episoadele noi în fiecare vineri de la 7 seara. Fixiki. Laboratorul. Unicul are nevoie de ajutorul vostru. Trebuie să veniți la școală imediat. Ce a spus? Că trebuie să mergem la școală. Cum așa? Ai auzit de ce? Eu nu, dar tu? Mă întreb dacă simt că am mers la școală azi. Sau dacă Nolica a intrat în vreun bucluc. Oh, mi-e teamă că e ceva serios. Na, 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 na. Și asta e 5, 6, îmi place coafiura asta. 7, 8. Salutare! Bună, Verda! Unde e profesorul? Nu sunt sigură. Mai bine căutați în zona de chimie de acolo. Zona de chimie? Spune-ne, Nolic a făcut ceva rău astăzi? Nolic? El întotdeauna face pozne. Da, deci nu suntem aici pentru că a făcut Nolic ceva. Poate că i s-a întâmplat ceva rău. Ce anume? Ei, totul e posibil. Asta nu e numai o școală pentru fixichii. Este un laborator. În laboratorul în care lucrează profesorul Eugenius e mereu gălăgie. În zona mecanică, profesorul Eugenius testează tot felul de dispozitive pentru a vedea cât de bine sunt făcute. În zona chimică, el efectuează experimente privind calitatea și siguranța alimentelor. În zona electrică, repară dispozitivele electrice și verifică dacă sunt sigure. Din păcate, profesorul poate fi aerian uneori. Și din cauza aceasta, unele lucruri pot face spumă, scoate scântei sau chiar exploda. Mamixi, nu ai de ce să-ți faci griji. Dar cum să nu-mi fac griji? Digit, l-ai văzut pe Nolic pe undeva? Știi cumva dacă a pățit ceva? Acesta este un laborator. Oricine poate să pățească orice. Adică, la ce te referi? Asta, v-am spus, se petrec mult aici. Și unde? Să mergem, repede! Mamixi, nu trebuie să te panichezi. Tula, oh, ce bine că ați venit! Avem nevoie de voi! Ce se întâmplă? Acolo! Bunicul! Cum? Unde? În zona mecanică, acolo! Și Simca și Nolic? Acolo, sunt cu toții acolo! Copiii mei! Nu te agita! Mamixi este soția mea și mama copiilor noștri, Simca și Nolic. Mamixi este foarte frumoasă, un suflet blând și cald și o casnică desăvârșită. Este de asemenea o fixichi foarte responsabilă și extrem de pricepută. Este expertul familiei noastre în aparate și dispozitive de bucătărie. Mamixi lucrează de dimineață până seara, reparând și curățând orice are nevoie de grijă ei de expert, deoarece iubește când totul este curat și ordonat. Dar cei mai importanți pentru Mamixi sunt copiii. Are mare grijă de Simca și de Nolic și încearcă să-i protejeze de rău. Mamixi se îngrijorează atât de mult încât uneori are o mulțime de gânduri despre ce ar putea păți copiii. Cu toate acestea, micul nostru Nolic poate ajunge în situații la care nici Mamixi nu s-ar fi gândit. Ține-te bine!
Te vom salva! Hei! Ești în viață! Ce s-a întâmplat? Nu trebuie să fiu salvat deloc! Deci pe Simca trebuie să o salvăm? Nu pe tine? Nici eu nu am nevoie să fiu salvată, sunt bine! De ce sunteți atât de îngrijorați? Sunt bine cu toții! Atunci de ce n-ai făcut să venim aici? Vreau să mă ajutați, am avut un mic accident. Nolik, a fost vina ta? Oh, nu! Nu e vina lui Nolik. Din potrivă, încerca să mă ajute să repar. Da, Taxi, trebuie să ne ajuți cu una din piesele pe care nu am putut să le montăm. Aceasta? Diliș! Oh, ce mai reparație! Ha, a fost singurul motiv pentru care a trebuit să ne grăbim? De ce nu? Nu puteam lăsa asta să aștepte. De aceea v-am chemat. Dar Fire a zis... De ce Fire? De ce e mereu Fire la mijloc? De ce a trebuit să ne sperii atât de tare? Nu eu sunt cel care v-ați speriat. V-ați speriat de unii singuri. Fixiki. Filmul. O ia la stânga, aruncă! Tare! Poți să o faci cu spatele? Da, sigur! Nu cred! Ce aruncare! Mi-ar fi plăcut să vadă și Simca. De ce nu facem un filmuleț pentru Simca despre Fire? Putem folosi fix tableta, are cameră! De ce să facem doar pentru Simca? Îl facem pentru toți! Bună idee! Eu o să arunc mingea, iar Nolik va fi cel care va filma. Ce vom face? Puteți face ce vreți voi. Puteți fi majoretele sau antrenoarele. Da, o majoretă. Și eu vreau. Animațiile și filmele au apărut în urmă cu mai bine de 100 de ani, după inventarea filmului celuloid. Un film este alcătuit dintr-o serie de fotografii care se numesc cadre. Când priviți repede cadrele unul după altul, imaginea de pe ecran pare să se miște. Este greu de crezut, dar primii telespectatori s-au speriat foarte tare când au văzut un tren în mișcare pe ecran. La început, filmele erau mute. Abia mai târziu, oamenii au învățat să facă filme cu sunet. Și la scurtă vreme, oamenii au învățat să facă filme în culori aprinse și frumoase. Filmele nu mai sunt filmate pe film acum, sunt realizate cu camere digitale. Astăzi, aproape toate telefoanele și tabletele au camere digitale în interior. Datorită acestui lucru, e ușor pentru aproape oricine să-și facă propriul film și să-l împărtășească prietenilor. Fire, cel mai tare! Wow, aruncă cel mai bine! Hei, nici n-am dat drumul la cameră! Pregătiți-vă! Haideți! Și... Fire, cel mai tare! Aruncă cel mai tare! Stop, am înțeles! Arată-mi! Și... Fire, cel mai tare! Și mingea unde e? A zburat! Uite acolo! Nu e în regulă! Trebuie să prinzi mingea cum zboară către coș! Am înțeles! Pregătiți-vă! Fire, cel mai tare! Cum a fost? A mers! Am filmat! Eu unde sunt? Ești pe acolo, pe undeva. Nici noi nu ne vedem. De ce mai suntem majorete? Nolik, să te asiguri că intrăm cu toții în cadru. Bine, încerc. Ce spuneți dacă arunc eu și filmează Fire? Nu, Nolik, mai bine aruncă Fire mingea și tu te ocupi de filmat. Fire nici nu nimerește coșul. Să nimerești tu coșul când te cicălește toată lumea. A, deci e vina noastră. De ce nu vezi cum să joci? Iarăși vă certați? Facem un film. Wow, poți să-l văd? Nu e nimic de văzut, am filmat doar bucăți. Și niciuna nu e bună. Nu vă temeți? Nicio problemă! Are nevoie doar de editat! De ce are nevoie? Filmele nu sunt de obicei filmate dintr-o bucată. Se filmează scene pe rând. Și fiecare dintre aceste scene pot fi filmate de mai multe ori cu camera în diferite unghiuri. Din pricina asta sunt multe opțiuni. După ce ai terminat de filmat, poți să iei cele mai bune bucăți și le pui una după alta pentru a alcătui filmul. Acest proces se numește editare. Editarea ne permite să realizăm filme care să arate lucruri care pot fi imposibil de filmat toate odată.
Ei, ia să vedem! Pentru prima aruncare avem prima filmare de aici. Pentru mingea care intră în coș, o avem pe asta. Îmi place filmarea cu mine când arunc. Și nu uita să ne pui pe amândouă. Sigur că da! Uitați ce ne-a ieșit! Hai, cel mai tare! Chediș! Filmul e grozav! Pot să încerc să le ridez? Da, dai bătaie! Acum avem ce arăta profesorului. Și lui Digi! Și lui Tatixi și Mamixi! Uite, am editat filmul în felul meu. Ce-a fost asta? Nu e adevărat! Ba, este! Așa e editat. Nu e corect, Nolik! Fire a fost capabil să dea coș de 100 de ori fără niciun edit. Tu niciunul! Hei, prieteni, nu vă certați! Vreți să vă învăț cum se aruncă mingea la coș? Da! În regulă, să începem! Și aruncă! Fire, cel mai tare! Aruncă cel mai bine! Fixiki. Frumusețea. Verda. Și unul? Ha! Ia te uită! Ha, Ce mai faci? Ce păcat că Fire n-a văzut! Doar mă antrenez pentru școală! Tu ești cea care face toate aceste tumbe și piruete pentru Fire! Eu? Nici măcar nu mi-a trecut prin cap! Nolik, încetinește! Tula, de ce nu mergem să jucăm șah? Nu crezi că patinajul artistic este frumos? Învârte-mă! Ce tare! De ce ai țipat așa? Tocmai am primit două bilete pentru a-l vedea pe unicul Vector! Splendid! Și cine merge cu tine? Știi, n-am nicio idee. Nu m-am gândit încă la asta. La ce să te gândești? Invit-o pe cea mai frumoasă fată din școală, nu? Da, ha, nu este o idee rea, prietene. Ai auzit asta? Cea mai frumoasă fată va fi invitată. Ei bine, nu mă interesează. Știi ceva? Nici pe mine. Lumea noastră e plină de frumusețe. E infinit numărul plantelor frumoase, al animalelor și al munților superbi, pădurilor și lacurilor. Dar asta nu e de ajuns pentru oameni. Ei realizează frumusețea cu mâinile lor. Artiștii pictează tablouri frumoase. Compozitorii scriu muzică frumoasă. Arhitecții creează clădiri frumoase. Iar designerii de modă fac haine frumoase. Chiar și oamenii de știință creează ceva. Ei creează idei frumoase. Aceste idei pot sta la baza creării de noi tehnologii care fac viața oamenilor mai bună. Fiecare are propria sa idee despre ceea ce e frumos. Există atât de multe păreri cât sunt și oameni. Dar fiecare încearcă în felul său să fie frumos. Atât oamenii, cât și Fixiki. Te rog, ajută-mă, Tula! Cum pot să devin frumoasă? Nu sunt sigură. Întreabă pe Verda. Privește-o, e frumoasă? Cum adică? Care e cel mai frumos lucru la ea? Ei bine, agrafa, cu afiura ei, îi stă foarte bine verdele. Verdele arată grozav. Aha! Bine, pe mai încolo! Tula! Care e părerea ta? Fire, crezi că îi place de Simca? Se pare că da! Oare pentru că e roșcată? Portocalie! Acum înțeleg! Ei bine, e aproape de culoarea ei? Nu chiar! Îmi trebuie mai mult verde! Ce face o persoană să fie într-adevăr frumoasă? Îmbrăcămintea la modă? Oja strălucitoare? Părul vopsit? Acelea nu te fac să arăți mai bine. Iată o rețetă mult mai fiabilă. Mai întâi, spală-te și piaptă-ți părul. Vezi? Asta deja te-a făcut să fii mai frumoasă. Acum schimbă-ți hainele murdare și șifonate cu unele curate. Ha? Așa ești și mai frumoasă.
Și în sfârșit, dacă mănânci mai puține dulciuri și faci multă mișcare, atunci vei deveni cu siguranță un băiat frumos. Sau o fată superbă. Fire? Ce e? Crezi că ai putea să iei un autograf de la Vector pentru mine? Sigur că da. Îmi plac atât de mult melodiile lui. La fel și mie. Mai ales cea despre... Computer, computer, tu ești o bucurie. Eu când la computer, ce tare mă distrez. Când și dimineața, dar și la prânz și seara. Dar nu, nu, nu vreau să exagerez. Habar nu aveam că și tu ești fan al lui. Știi ce? Nu am de gând să-i cer un autograf. De ce nu? Pentru că îl vei cere tu. Știi ce am eu? Un bilet în plus. Am crezut că o vei lua pe cea mai frumoasă fată. Toate sunteți frumoase, iar tu ești cea mai amuzantă dintre toate. Să mergem! Stop! Stați așa! Oh, Simca? Sau ești Verda? Unde mergeți? Unde să mergem? La concert! Verda? Nu, Simca! Sau viceversa? Sunt așa confuză! Haide, Tula! Nu le poți recunoaște? Ea e Simca, ea e Verda! Să mergem, altfel întârziem! Blondele sunt cele mai norocoase. Da! Cred că trebuie să ne facem părul blond ca al Tulei. Fixiki. Vitaminele. 7 ori 5, 35. 7 ori 6, stai așa... ar fi... Micule Tom, ești gata? Pentru ce? Pentru plimbare, ai uitat? Oh, da. Am probleme mari cu memoria. Tot încerc să memorez tabla mulțirii, dar nu pot. Dacă vrei să-ți îmbunătățești memoria, ai nevoie de vitamine. Vitamine? Ei, cum merge, micule Tom? Nu prea bine, memoria mea e îngrozitoare. Studiez, dar nu rețin nimic. Hei, nu te descuraja. Îți vom îmbunătăți memoria cu ajutorul vitaminelor. Oh, îmi zici și tu de vitamine. Păi cine ți-a mai zis? Un coleg de clasă. Ah, bine atunci. Vitaminele sunt foarte importante pentru sănătatea oamenilor, chiar dacă nu au nevoie de o concentrație prea mare. Exemplu, vitamina A este necesară pentru vedere și pentru o creștere normală. Vitamina C te protejează de îmbolnăviri. Vitamina D face dinții și oasele mai puternice. De obicei, oamenii își obțin vitaminele necesare printr-o dietă formată din fructe, lactate, legume și alte alimente sănătoase. Dar atunci când o persoană nu atinge nivelul de vitamine de care are nevoie corpul lor, doctorii le recomandă luarea anumitor vitamine. În regulă, scoate niște legume și fructe. Și fructe de pădure au multe vitamine. Nici să nu te gândești, îți antrenăm memoria cu ajutorul vitaminelor. Și vei repeta tabla înmulțirii în același timp. În regulă atunci. Sunt câte 3 cireșe în fiecare grupă. Micul Tom va mânca 5 grupe. Haide, mănâncă, mănâncă. Deci, întrebarea este, câte cireșe a mâncat micul Tom în total? Nu știu. Ce-ai spus? Am spus nu știu. Încearcă atunci să numeri sâmburii. Ah, 15. Așa e! Și asta înseamnă că 3 ori 5 egal cu 15. Acum, încearcă problema mea. Micul Tom a mâncat 3 perechi de mere. Ăsta e simplu. Răspunsul e 6. Nu am găsit mai multe pentru problemă. Micule Tom, nu zăbovi! Pentru a rezolva problema, trebuie să mănânci merele. Ele au vitamine. Asta-i tot, nu pot să mai mănânc. Mănâncă, au vitamine. Oricum nu avem destui morcovi ca să învăț înmulțirea cu nouă. În regulă, atunci te ajut eu. Ca să înmulțești 2 ori 3, tot ce trebuie să faci e
2 cu 2. Este mult mai greu să înmulțești cu 9. Durează prea mult timp să aduni atât. De aceea la școală ți se cere să înveți tabla înmulțirii. Dar există o metodă simplă de a înmulți cu 9, fără tablă și fără calculator. Să spunem că trebuie să înmulțești 3 ori 9. Întinde-ți mâinile cu palmele în sus, în fața ta. Acum numără al treilea deget de la stânga la dreapta și pune-l jos. Acum ce vedem? Există 2 degete la stânga degetului îndoit și 7 la dreapta. 2 și 7, adică răspunsul e 27. Ați înțeles? Super! Haideți să facem încă o problemă. Cât face 7 ori 9? Aici sunt 6 degete, iar aici 3. Așa e! Răspunsul e 63. Nicule, Tom, ai mâncat toate astea? Dar tu mi-ai spus, mami, că trebuie să mănânc vitaminele. Tocmai de asta ți-am cumpărat aceste vitamine. Așa mici? Ce vrei să spui prin mici? Sunt destule pentru o lună. Haide, ia una, sunt foarte bune pentru tine. Și au gust bun. Așa-i, mai bine decât ceapă. Sau o ridiche. Poți să mai ia una? Nu, ai luat destule. Nu ar trebui să iei mai mult de una pe zi. Țin minte unde am mai văzut asta? Am văzut același fel de flacon acasă la Katia. Că tot veni vorba de memorie. Haide să verificăm tabla mulțirii. Să zicem că tu și Katia luați fiecare câte o vitamină pe zi. Deci, câte vitamine veți lua după 9 zile? 18. Ha! Foarte bine! Te descurci mai bine! Vitaminele funcționează!